Bună ziua, așa este, Sorin Oprescu, iată că va fi judecat în forma de control judiciar. De două ori pe lună va trebui să se prezinte în fața polițiștilor pentru a demonstra că nu a părăsit Grecia. De altfel, are interdicție de a pleca din țară și în aceste condiții polițiștii greci l-au dat în consemn la frontieră. De asemenea, este o garanție de 5.000 de euro pe care a depus Sorin Oprescu, pe care trebuie să o depună, de fapt, până mâine Sorin Oprescu, și în cazul în care nu va respecta condițiile controlului judiciar, va pierde această sumă de bani. Trebuie spus că acest proces legat de forma în care va fi judecat Sorin Oprescu, fie în arest, fie iată, în control judiciar, după cum s-a decis până la urmă, a durat două zile. Ieri au fost ore întregi de audieri în care s-au invocat, pe de o parte, condiții de detenție din România, pe de altă parte s-a vorbit foarte mult despre starea de sănătate a fostului primar general al capitalei și, de asemenea, s-au făcut foarte multe referiri la un proces care este considerat de către avocații lui Sorin Oprescu ca fiind incorrect și tocmai de aceea Sorin Oprescu nu ar fi trebuit condamnat la atât de mulți ani de închisoare și de aceea au solicitat și judecătorilor greci ca fostul primar să nu fie extradat în România. Pe de altă parte, aici la noi în țară, Ministerul Justiției a constatat faptul că sunt foarte mulți fugari, pentru că pe lângă cei de care vorbim cu toții de fiecare dată, există și acei fugari anonimi, să le spunem, persoane care au fost condamnate în diferite cauze și care înainte de pronunțarea judecătorilor de condamnare definitivă părăsesc România, fie cu câteva ore, fie câteva zile sau chiar cu 3 săptămâni, așa cum a făcut și Sorin Oprescu. De aceea a apărut un proiect de lege elaborat de specialiștii Ministerului Justiției și acel proiect de lege prevede o modificare a unui articol din Codul Penal, un articol care face referire la evadare. Conform acestui proiect de lege, care evident va trebui să treacă prin mai multe etape, inclusiv dezbatere publică până va intra în vigoare, se vorbește despre evadare și la evadare va fi inclus și fapta aceluia care după condamnare nu se prezintă la organul de poliție pentru a se preda și pentru a-i spăși pedeapsa cu închisoarea la care este condamnat. Este un termen de 7 zile în care persoana condamnată trebuie să se prezinte organului de poliție. În cazul în care nu face acest lucru și fuge din țară, se sustrage executării pedepsei. Au decis cei care au elaborat acest proiect ca să existe și o pedeapsă suplimentară celei deja date de instanță pe dosarul respectiv, cuprinsă între 6 luni și 3 ani. Rămâne de văzut în ce formă se va legifera până la urmă această propunere a Ministerului Justiției. Atât pentru moment, la revedere!